Bună seara, sunt Nicolina Gorcea și vă prezint sinteza săptămânii. Să urmărim titlurile acestei ediții. Edilul Capitalei Dorin Chirtoacă cere demisia pretorului interimar al sectorului centru, Petru Budurin. Mai bine scrie cerere singur și pleacă de bunăvoie. Dacă nu, prin comisia de disciplină care am pus-o și dumneata și mai sunt candidați. Țara noastră urmează să primească asistență financiară de la europeni în valoare totală de 7 milioane de euro. Automobile noi pentru Inspectoratul Național de Patrulare. Urmează să echipăm adecvat polițiștii, să le oferim condiții adecvate de muncă. Descinderi la serviciul vamal. Acest caz a fost examinat de către organele de drept. Era important că această schemă a fost stopată. Donație pentru copiii de la gimnaziul internat numărul 3 din partea ambasadei Turciei în Republica Moldova. Nu principal donație, principal oaspeți. Oameni care vin și ajută la fiecare copil. Angajații Centrului Național Anticorupție vor avea salarii mai mari. Noi acum vorbim despre funcționalitatea unei instituții de care chiar avem nevoie. Edilul Capitalei Dorin Chirtoacă a supărat foc pe pretorul interimar al sectorului centru Petru Budurin. Și asta pentru că Budurin a autorizat zeci de tarabe în centrul Capitalei. În acest sens, Chirtoacă i-a cerut acestuia să scrie cerere de demisie și să plece de bunăvoie. Câteva tarabe amplasate pe trotuarul din preajma pieței centrale din capitală, la intersecția străzilor Mitropolitul Varlam și Tighina, au fost autorizate, chiar dacă săptămâna trecută edilul capitalei a pus în sarcina subalternilor să nu permită comerțul stradal în jurul piețelor. Noi stăm aici cu autorizații. Vrem să lucrăm. Dacă primarul nu ne dă voie să lucrăm aici, lasă-ne de un loc de muncă undeva acolo în cabinet și o să venim cu salariul care au ei de 10.000, de 5.000. Noi stăm aici, salariu foarte mic. Dar cu ce să achităm cu servicii comunale? Supărat, Dorin Chirtoacă a vrut să afle cine a autorizat amplasarea tarabelor. Se permitea și până acum instalarea unor mese, nu pe trotuar, dar cu fața la trotuar, ca trecătorii, mă rog, să ai posibilitatea să procure, mă rog, haine, ce mai expune ei pentru vânzare. Așa. Autorizate de cine? Și Paștele ce? Pe 5 aprilie? Nu, Paștele pe 5 mai. Și acum se cheamă în preajma sărbătorii de Paște. De-amă ne pregătim de Paște. Păi mai este o lună și păi spuneți, băi, cum este. Ce mă luați voi pe mine cu Paștele? Băi, voi înțelegeți că vă jucați cu răbdarea. Iată ce faceți voi. Cel în special dumneata. Ce cu prostie asta? În preajma sărbătorilor de Paște, tradițional, în preajma unei piețe, să mai pun niște mese. Ce fel de pregătire de Paște în mijlocul martie? Și ce are asta cu hainele? Ce au hainele cu Paștele la urma urmei? Totodată Budurin a spus că pretura nu a primit nicio plângere de la oameni. În cele din urmă, Dorin Chirtoacă l-a acuzat pe Budurin de faptul că minte și i-a cerut să plece din funcție benevol, în caz contrar va fi demis. Nu sunt plângeri, nu avem nemulțumiri, să zicem așa. Ia uite, plângeri. Una, două. Oamenii care lucrează în piață, nimic nu vă țin minte. Mai bine scrie cerere singur și pleacă de bunăvoie. Dacă nu, prin comisia de disciplină care am pus-o și dumneata și mai sunt candidați. Câte unul afară. Și încă cu atâta impertinență, să minți în ședință. Eu vorbesc la modul serios. Toți aceia care au fost autorizați pe colț Varlam cu Tighina, să fie reamplasați în fața pretorii centru. Acolo. În fața... Și ai să stai acolo cu dânși până la Paște. Fix până pe data de 5 mai. Amintim că la sfârșitul lui 2009, Petru Budurin a fost demis din funcția de vicepretor al sectorului centru pentru faptul că a evacuat gunoiul din fața casei cu o auto specială a regiei ex-drupo. La scurt timp, însă, Budurin a fost restabilit în funcție printr-o decizie a Curții de Apel Chișinău.
Republica Moldova a semnat cu Uniunea Europeană acordul de finanțare privind programul pilot de dezvoltare regională. Potrivit documentului, țara noastră urmează să primească asistență financiară de la europeni în valoare totală de 7 milioane de euro pentru dezvoltarea localităților din Moldova. Potrivit prim-ministrului în exercițiu Vladimir Filat, acordul semnat între Moldova și Uniunea Europeană are ca obiectiv general oferirea suportului în avansarea coeziunii economice, sociale și teritoriale pentru o dezvoltare eficientă a regiunilor din Republica Moldova. Am semnat un acord care vizează alocarea de finanțare în sumă de 7 milioane de euro în cadrul Planului Național de Acțiuni pentru programul pilot de dezvoltare regională. Dezvoltarea regională este una din prioritățile asumate prin programul de guvernare. Acest domeniu s-a aflat în atenția noastră și a partenerilor noștri de dezvoltare, documentul semnat astăzi fiind o dovadă în acest sens. Este un exemplu practic al faptului că Uniunea Europeană nu a înghețat suportul oferit pentru Republica Moldova. Toate părțile implicate în programul respectiv au recunoscut faptul că Republica Moldova a obținut progrese semnificative în ceea ce privește lansarea procesului de dezvoltare regională, multe din principiile identificate în ghidurile acestuia fiind deja aplicate. Programul pilot de dezvoltare regională este compus din două părți. Componența 1, pentru implementarea căreia sunt oferite 2 milioane de euro, se bazează pe îmbunătățirea statisticii regionale. Cea de-a doua componentă, pentru care sunt oferite 5 milioane de euro, prevede acțiuni în vederea dezvoltării planificării regionale și elaborarea unei liste de proiecte investiționale gata pentru finanțare, inclusiv documentație tehnică și studii de fezabilitate. Moldovenii vor putea obține mai ușor vize pentru Austria, iar asta deoarece a fost inaugurat sediul ambasadei Austriei la Chișinău. Misiunea diplomatică va fi condusă de ambasadorul de la București, Michael Schwarzinger. În cadrul inaugurării misiunei diplomatice la Chișinău, oficialii austrieci au subliniat că își vor concentra activitatea pe consolidarea legăturilor comerciale între companiile din cele două state. Ambasadorul Austriei a mai adăugat că va fi oferit de asemenea sprijinul necesar organizațiilor neguvernamentale și a proiectelor sociale. Inaugurarea acestei misiuni diplomatice la Chișinău marchează dezvoltarea relațiilor bilaterale între Austria și Republica Moldova. Chiar și fără o prezență diplomatică până în ziua de astăzi la Chișinău, prezența Austriei a fost una remarcabilă în toate domeniile, începând cu sprijinul diverselor organizații neguvernamentale și, bineînțeles, în primul rând mă gândesc la Concordia. Bineînțeles că mă gândesc la proiecte sociale pe care le-au realizat aici companiile austriece, dar și guvernul austriac prin agenția sa de dezvoltare. Momentan, în cadrul ambasadei de la Chișinău, activează și atașații speciali pentru sectoarele învățământ, poliție și social. În acest sediu se află biroul de cooperare tehnică al Austriei, biroul atașat pe sectorul social, biroul atașat pe responsabilitățile poliției și pe sectorul învățământului. Asistența oficială pentru dezvoltare din partea Austriei pentru țara noastră în perioada 1997-2011 a constituit circa 25 milioane de euro. Anul trecut, circa 27% din solicitanții moldoveni au obținut vize pentru Austria. Automobile noi pentru Inspectoratul Național de Patrulare. Acum polițiștilor le va fi mai ușor să descopere infracțiunile din toată țara datorită echipamentului modern. La înmânarea cheilor au participat mai mulți oficiali. Aceste 90 de automobile sunt dotate cu echipamente de ultimă generație. Acestea au la bază sisteme GPS, 3 camere video, radare performante, dar și sisteme de identificare a automobilelor parcate ilegal. Timp de câteva ore, piața Maria Dunării Naționale a fost plină de mașini polițienești marca Skoda Rapid. Ceremonia de transmitere a automobilelor noi a început cu discursul mai multor oficiali, inclusiv a premierului în exercițiu Vladimir Filat. Urmează să echipăm adecvat polițiștii, să le oferim condiții adecvate de muncă, inclusiv oferindu-le stabilitate în funcție, dar și
remunerarea muncii adecvate. Vreau să-mi exprim sentimentul de mândrie împreună cu toți colegii de la poliție pentru sarcina nu tocmai ușoară de a recâștiga încrederea cetățeanului. De asemenea, o parte din echipament în valoare de $70.000 a fost donat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Noi avem încredere în poliție și aceasta pentru că fiecare cetățean atunci când intră în contact cu statul o face inclusiv prin intermediul polițiștilor și aș vrea ca fiecare polițist care este prezent aici să rețină acest lucru că sunt imaginea Guvernului Republicii Moldova. Inspectoratul Național de Patrulare urmează să fie fața poliției. Prin prezența noastră, prin integritatea noastră și prin profesionalism, noi trebuie să dobândim acea încredere care trebuie să o aibă cetățeanul în Poliția Națională. Dotarea acestor automobile cu echipament și tehnică specială, cu camere video, cu sisteme GPS, ne va permite în timp util să reacționăm la toate problemele societății. Automobilele sunt dotate cu sisteme de localizare GPS și câte 3 camere video care transmit la centrul de monitorizare în regim direct ce se întâmplă în interiorul și exteriorul mașinii. De asta s-au convins și oficialii. Vă propunem să faci o plimbare cu vehiculul? Acțiunile noastre au fost monitorizate și scrise despre ce noi cum ne-am urcat la bălaș, tot acesta stochiat în piedră. Este important ca noi putem orice moment aceste să le scoatem din baza de date și să reluăm în rescriere, să vedem ce s-a întâmplat de fapt. Și dacă există o petiție, dacă există... Ce am vorbit acolo în registrat? Polițiștii susțin că aceste automobile îi vor ajuta să-și facă munca mai ușor și de altfel mai rapid. Sunt instalate diferite camere, radare. Este o achiziție nouă, înseamnă că este bună. Nu ar schimbi nimic, tot așa cum am lucrat, așa o să lucră, numai că automobilul sunt mai bune. Se deosebește prin mijloacele tehnici care sunt instalate, tehnica modernă, care permite efectuarea unui serviciu eficient și normal, și anturajul e altul, nu e cel din automobilele vechi. Și asta e cam tot deocamdată, că am luat vedere. Pe viitor poate vom fi dotat și cu alt aparataj. Va fi mai ușor să lucrați? Sigur. Tot ce nu, tot e bun. Ce se deosebește asta nouă de cealaltă? Așa e vechi, e vechi. Asta e nou. Prețul unei mașini cu inscripție aplicată, acumulatoare speciale și girofar este de 199.000 de lei. Ministerul de Interne va achita automobilele în rate timp de 3 ani. Prim-ministrul în exercițiu, Vladimir Filat, a fost audiat de Comisia Parlamentară de Anchetă privind situația de la Banca de Economii. Filat a menționat că așteaptă un raport de la Comisia de Anchetă. Vladimir Filat a raportat în calitate de președinte al Comitetului Național de Stabilitate Financiară. După audieri, el a declarat că problemele acestei instituții bancare trebuie să rezolvate chiar de Comisia de Anchetă. Este important ca această comisie, de altfel una foarte importantă, să rezolve problemele care au fost puse în fața ei. În primă parte, să vină cu un raport care să scoată în evidență dificultățile cu care s-a confruntat Banca de Economii și, doi, vis-a-vis de situația din sistemul bancar în general. Vladimir Filat a subliniat că a prezentat Comisiei procesele verbale ale ședințelor Comitetului Național de Stabilitate Financiară. Am prezentat procesele verbale acestui comitet. Vreau să vă spun că parcursul activității comitetului au fost organizate 12 ședințe, dintre care în cadrul a 9 ședințe am discutat situația de la Banca de Economii cu participarea reprezentanților instituțiilor vizate și în urma acestor ședințe au fost adoptate decizii concrete, cu sarcini concrete pentru instituții concrete. Problemele Băncii de Economii au apărut din cauza managementului defectuos al instituției, declară deputatul democrat Valeriu Guma, care este și membru al Comisiei de Anchetă. Am acumulat multe informații, ea acum trebuie analizat. Noi deja am trecut la
elaborarea raportului. Fiecare membru comisiei vine acum cu propunerile sale de includere în raport a unor sau altor propuneri. Pe de altă parte, comuniștii consideră că unica soluție de a rezolva problemele băncii de economii este naționalizarea instituției, adică să treacă din proprietate privată în proprietatea statului toate acțiunile acesteia. Единственным и самым надежным способом преодолеть проблемы, возникшие в банке, и обеспечить, безусловно обеспечить интересы этих двух миллионов людей, является, по нашему мнению, стопроцентная национализация банка для экономии. Члены комиссии от фракции партии коммунистов будут настаивать, категорически настаивать на этой мере, на национализации банка и включение этого в отчет комиссии. Menționăm că Banca de Economii este singura instituție în care statul deține 56% din acțiuni. Amintim că Parlamentul a creat o comisie de anchetă privind investigarea situației de la BEM, iar asta după ce instituția a înregistrat anul trecut pierderi de peste 300 de milioane de lei. Comisia de anchetă își va încheia activitatea la sfârșitul săptămânii curente. S-a dat startul consultărilor pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Președintele Nicolae Timofti a avut întrevederi cu fracțiunile parlamentare. Primii care au venit la discuții au fost liberal-democrații, urmați de liberali și, respectiv, ultimii au venit democrații. După circa o oră de consultări cu șeful statului, liberal-democrații au declarat că este prematur să dea numele candidatului pentru funcția de prim-ministru. Noi ne-am expus opinia și atitudinea față de actualul moment politic, față de premizele care au dus la situația actuală, viziunea noastră de viitor, cum ne dorim să ne mișcăm mai departe, ne-am exprimat atașamentul și fidelitatea față de cursul nostru european. La rândul lor, liberalii au declarat că sunt pentru păstrarea Alianței pentru Integrare Europeană, însă nu vor susține candidatura lui Vladimir Filat la funcția de premier. Partidul Liberal nu va susține candidatura lui Vlad Filat la funcție de prim-ministru. Aceste lucruri le spunem acum, astăzi, după această rundă de consultări. Nu este ultima rundă de negocieri pe care o avem inclusiv cu președintele. Un termen pentru aceste negocieri este sfârșitul lunii martie. Urmează, aceste negocieri se vor duce în dublu plan, cele pe care le avem împreună cu colegii din PD și PLDM. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a subliniat că nu s-a discutat despre candidaturi concrete la funcția de prim-ministru sau la cele de miniștri. Partidul Democrat nu va veni cu o propunere din partea sa a partidului pentru funcția de prim-ministru. Este unul la mână, doi la mână, chiar nu mi-ar părea etic, așa cum o făceau cândva unii din foștii noștri colegi, un an, doi în urmă, totuși țin la anumite norme de comportament. Noi am ascultat fiecare fracțiune și vreau să vă spun că toate fracțiunile au fost de acord că este necesar să continuăm mai departe cursul pro-european. Una. A doilea. Și să facă tot posibil să fie evitate alegerile anticipate. Președintele țării a invitat la consultări nu doar fracțiunile parlamentare PLDM, PL și PD, ci și pe deputații din grupul socialiștilor și a lui Vadim Mișin. La dialog nu va participa fracțiunea Partidului Comuniștilor, care a refuzat invitația șefului statului. În anul 2012, exporturile de mărfuri moldovenești s-au majorat cu 50%, fapt ce demonstrează eforturile depuse în ultimii 3 ani de Guvernul Republicii Moldova și cel al Cehiei. Acest lucru a fost subliniat de către viceministrul economiei Octavian Calmâc în cadrul celei de-a 4-a Comisii Moldo-Cehe. Pe parcursul celor 2 zile de ședințe, membrii comisiei au examinat evoluția cooperării comerciale economice bilaterale dintre cele 2 state și au trasat perspectivele colaborării în sectorul energetic, infrastructurii, dezvoltării regionale și altele.
Trebuie să constatăm că pe parcursul anilor 2012-2013 s-a intensificat considerabil contactele bilaterale între Republica Moldova și Republica Cehie. Au fost mai multe întruniri ai oamenilor de afaceri în diferite domenii, cum ar fi energetica, care devine o prioritate în colaborarea noastră bilaterală. Totodată, Mihail Hovorcă a menționat că oamenii de afaceri cehi prezintă pentru economia Republicii Moldova un interes sporit. Должен сказать, что для меня лично было очень приятно вернуться в вашу страну, Республику Молдова, город Кишинев. Это было уже наше четвертое очередное заседание смешанной комиссии по промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Lucrările Comisiei Moldo-Cehe s-au încheiat cu semnarea protocolului celei de-a șasea reuniune a Comisiei Moldo-Cehe pentru cooperare economică, industrială și tehnico-științifică. Descinderi la serviciul vamal. Procuratura Anticorupție a efectuat mai multe percheziții, în urma cărora 7 persoane au fost reținute, printre care 4 vameși. Aceștia sunt cercetați într-un dosar penal ce ține de contrabanda cu țigări în proporții deosebit de mari. Șeful serviciului vamal, Tudor Balițchi, susține că perchezițiile efectuate la punctele vamale interne și arestul vameșilor au loc în urma reformelor implementate de instituție. Acest caz a fost examinat de către organele de drept. Era important că această schemă a fost stopată în perioada respectivă. Ulterior, noi, ca instituție, ca serviciu vamal, am acordat toată asistența necesară, atât Procuraturii Generale, atât Ministerului Afacerilor Interne, pentru desconspirarea tuturor elementelor acestor tranzacții, care în momentul de față sunt pretenții ca fiind ilegale. Balițchi a ezitat să spună dacă vor avea loc și alte rețineri ale angajaților serviciului vamal bănuiți de corupție sau contrabandă. Noi doar asigurăm accesul la toată informația, asigurăm accesul persoanelor în toate, să zicem așa, încăperile necesare, prezentăm informația necesară în cazul în care se solicită alte acțiuni de partea noastră, noi le efectuăm. Dar dosarul este instrumentat de către Procuratura Generală și Ministerul Afacerilor Interne, probabil că ei vă pot da mai multe detalii. La rândul său, premierul în exercițiu, Vladimir Filat, a declarat că vor mai fi întreprinse asemenea acțiuni și la alte instituții din țară pentru prevenirea și combaterea corupției. Este o acțiune comună a Procuraturii, a Poliției și a Serviciului de Securitate Internă de la Serviciul Vamal. Vreau să spun că această acțiune este, dacă doriți, un exemplu cum instituțiile statului care au în domeniul de activitate acest obiectiv de combatere a corupției pot colabora și în baza acestei cooperări să acționeze de comun acord pentru a obține rezultat. Ieri, procurorii anticorupție au efectuat percheziții la un post vamal. În urma acestora, 7 persoane au fost reținute, dintre care 4 vameși, care au fost suspendați din funcție. Potrivit procurorilor, dosarul a fost intentat pentru contrabandă de țigări, în care ar fi implicate cel puțin 20 de persoane din Republica Moldova, dar și altele de peste hotare. Acestea ar fi obținut un venit de peste 2 milioane de euro. Bucurie pentru copiii de la gimnaziul internat numărul 3 din capitală. Aceștia au primit în dar haine de primăvară pe care, spun ei, le vor îmbrăca anume de Paște. Donația a venit din partea ambasadei Turciei în Republica Moldova. Micuții au primit oaspeții cu un program artistic special. Nerăbdători, cu minți și cu zâmbetul pe buze, astfel au așteptat copiii de la gimnaziul internat pe oaspeții veniți de departe. În semn de mulțumire și recunoștință, aceștia au cântat, ba chiar și dansat, pe stiluri orientale. Noi am cântat din fluier, pălărie și zvorul. Era vesel, mi-a plăcut tare. A venit oaspeți din altă țară și suntem bucuroși că au venit și ne fericiți foarte tare. Acțiunile caritabile ale ambasadei Turciei, în colaborare cu Asociația Businessmanilor din Turcia și Moldova, nu se vor opri aici. Aceștia urmează să mai doneze hăinuțe și copiilor orfani și din familii social vulnerabile din Bălți, Ceadărlunga și Comrat. Aceștia speră că până de Paște să reușească să-i bucure pe copii.
Am făcut cunoștință cu oamenii care lucrează aici. Vrem să facem cunoștință și cu problemele pe care le au și vrem să vedem cum putem să-i ajutăm. Gimnazul internat numărul 3 din capitală are în grija sa 230 de copii. Aceștia sunt copii orfani din familii social vulnerabile și familii numeroase. Potrivit directorului, pentru copii este o mare sărbătoare, astfel de donații fiind foarte importante. Nu principal donație, principal oaspeți, oameni care vine și ajută la fiecare copil. Legea privind protecția specială a copiilor în situație de risc a fost aprobată de Parlament. Proiectul mai prevede asigurarea protecției sociale ai copiilor separați de părinți. Potrivit ministrului în exercițiu al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, legea stabilește procedurile de asistență, monitorizare și evidența copiilor aflați în situație de risc. Valentina Buliga a subliniat că în fiecare primărie vor fi anumite persoane care vor monitoriza copiii aflați în situații de risc. Autoritățile tutelare au dreptul și să se autosesizeze, să ducă evidența și ulterior specialiștii împreună cu echipa multidisciplinară, cu comisia copilul aflat în dificultate, caută și găsesc forma de protecție adecvată fiecărui copil în parte. Inițiativa legislativă revizuiește activitatea autorităților tutelare și anume se propune excluderea calității de autoritate tutelară din atribuțiile autorităților deliberative din unitățile administrative teritoriale de nivel 1 și organelor executive ale autorităților administrației publice locale din unitățile administrative teritoriale de nivelul 2. Recent a decedat un copil de 5 ani din Leova după ce a fost bătut cu cruzime de tatăl său. Datele UNICEF arată că în țara noastră fiecare al doilea copil cu vârsta de până la 7 ani este supus violenței în familie. Angajații Centrului Național Anticorupție vor avea salarii mai mari. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat în două lecturi în Parlament. Astfel, dacă membrii centrului vor obține performanțe, atunci vor ridica un salariu cu 5.000 de lei mai mult. Proiectul de lege a fost susținut cu votul unanim al deputaților din fosta Alianță pentru Integrare Europeană, inclusiv al PLDM, iar asta în pofida faptului că liberal-democrații au acordat anterior vot de neîncredere directorului Centrului Național Anticorupție. Proiectul prevede acordarea unui spor lunar de 1,5% salarii medii pe economie, ceea ce reprezintă 5.000 de lei pentru conducerea instituției și de 0,8% pentru ofițerii CNA. Noi acum vorbim despre funcționalitatea unei instituții de care chiar avem nevoie, pe care noi toți ne-am angajat să o reformăm. Noi am depus eforturi enorme pentru a reforma această instituție. Este pe departe de a fi o instituție ideală și are nevoie de reformă în continuare, iar eu, ca economist, consider că este incorect să ceri să nu accept acest lucru de majorare salariului și să soliciți performanță. Dacă acum directorul instituției ridică lunar un salariu de 7.000 de lei, în cazul în care va înregistra succese în combaterea corupției, va primi până la 12.000 de lei, iar ofițerii centrului vor ridica o leafă de circa 8.000 de lei dacă vor obține performanță. Colegiul instituției este autoritatea care stabilește criteriile de performanță pentru instituție, iar ulterior, șefii subdiviziunilor vor propune directorului, în funcție de aceste criterii de performanță, oamenii care urmează să fie stimulați cu această sumă. Eu mulțumesc inclusiv deputaților liberal-democrați care au susținut și care s-au ținut de cuvânt și au implementat acest angajament pe care și l-au asumat în procesul de guvernare. Pentru aceste majorări vor fi alocate 7,5 milioane de lei. Anterior, Partidul Liberal Democrat din Moldova a condamnat acțiunile CNA și a exprimat vot de neîncredere conducerii Centrului Național Anticorupție. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente ale acestei săptămâni. Urmăriți în continuare rubrica Business News. Eu sunt Nicolina Gorcea și vă doresc o seară frumoasă. La revedere!